Marcel Ciolacu se dezice de Ionel Arsene după prăbușirea podului de la Luțca. Liderul PSD a cerut șefului Consiliului Județean Neamț să se autosuspende de la conducerea organizației județene a PSD până la finalul anchetei. Ciolacu nu a pomenit însă nimic despre o demitere a baronului promovat de Liviu Dragnea. Din punct de vedere politic, am vorbit cu domnul Arsene. Nu știu cine are implicarea mai multă cu adevărat. Consiliul Județean este beneficiarul, dar nu cel care urmărește fazele nici de proiectare, nici de expertize. Și eu cred că domnul Arsene are maturitatea politică și eu știu că este un bun coleg și pe perioada anchetei cred că o suspendare a dânsului din funcția de președinte al PSD-ului de la Neamț ar detensiona acest moment. Marcel Ciolacu l-a certat cu blândețe pe Ionel Arsene după ce podul acestuia s-a prăbușit la 6 luni de la inaugurare. Liderul PSD i-a cerut baronului de Neamț să se autosuspende de la șefia filialei județene a PSD. Nu a pomenit însă niciun cuvânt despre demiterea acestuia sau despre eventualitatea ca Arsene să renunțe la șefia Consiliului Județean. Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial al DNA Bacău au preluat cercetarea în dosarul penal care vizează împrejurările în care s-a prăbușit podul din Luțca, județul Neamț. Podul s-a prăbușit săptămâna trecută, în timp ce era traversat de 2 vehicule, iar o persoană a fost rănită. 8 milioane de lei, bani publici, s-au cheltuit pentru reabilitarea acestui pod, care după doar jumătate de an s-a prăbușit în timp ce era traversat de mașini. Podul peste Siret se află sub administrarea Consiliului Județean Neamț, condus de socialdemocratul Ionel Arsene. A fost modernizat și dat în folosință în noiembrie anul trecut, fără ca lucrările să fie finalizate. Am revenit, așa cum v-am promis, dragi nemțeni, pe investiția Consiliului Județean, podul de la Luțca. După cum vedeți, suntem la ultima fază a lucrărilor. Astăzi se toarnă stratul de asfalt și din discuțiile cu constructorul, după ce se fac rosturile de dilatație și se pună în operă celelalte componente, în maxim 2 săptămâni vom reda traficului acest obiectiv. După cum vedeți, ne-am ținut de cuvânt și în maxim 2 săptămâni cetățenii vor putea să circule pe acest pod. Așadar, mă ocup să modernizez județul Neamț, așa cum am promis atunci când am venit în fața dumneavoastră.